Bună ziua, prieteni! Azi dimineața era un soare frumos, chiar mă bucuram că o să mai las un pic capele afară, dar de vreo jumătate de oră s-a norat foarte bine, foarte tare și deja începe să stropească. A plouat foarte mult săptămânile astea și aici este din ce în ce mai plin de viață. Pare bine de el. Știți bine ce firav era și ce slăbuț era, dar niciodată nu am avut îndoieli că nu se va face un țap pe cinste, pentru că știu din ce linie provine, doar că a fost trauma aia că l-am luat de la mamă și imediat după aceea s-a tăiat în picior, am mai avut niște probleme. Animalele când au probleme de sănătate mai slăbesc, mai tânjesc. Dar acum se vede ce vitalitate au toate. Se și bucură că n-au mai fost de mult afară, a plouat foarte mult. Acum am observat la șuta că începe timid, timid să aibă un pic de depunere. Steladora și bătrâna au depuneri foarte bune. Cu caprele, v-am spus, nu este un an la fel cu celălalt. Aveți exemplu Belei, care niciodată nu avea depunere și acum are o depunere, are un uger de nu pot să-l cuprind cu două mâini. Încă nu și-a dat bine drumul la lapte, are încă furia laptelui, adică ugerul este destul de mare, dar nu lasă tot laptele. A nu se confunda cu Agalaxia, cu răsfugul alb, unde este ugerul mare, întărit și nu are strop de lapte. Ele, caprele, imediat după fătare au lapte, doar că nu se lasă tot laptele din uger, ca și vara, când mulgem și rămâne doar carnea moale. Nu sunt toate canalele pornite, canalele de lapte. Domnul Petru Petricău, de la care i-am pe Sheikh și pe Cati, mi-a spus să le mai arat un pic. Stați aici la mijloc. Sheikh este cel negru și Cati cea maro. Aici prințesa. Cântie de care acușa un an. În 28 decembrie vor avea un an. Sunt toate gestante. Aici este Cati, cea maro, cu urechi albe. Sheikh simulează curtarea caprelor. Mie cred că mă paște o răceală, a sărit. Ina mea a băgat două amprente în burtă. Tușit azi dimineață, toată dimineața, deși vremea asta schimbătoare. Ieduții sunt bine, să vi arăt și pe ei. Uitați aici pe Gina, că este aproape cât mama sa, cât Dora. Și după cum știți, mama are 77 de centimetri în greabăn. Deci cam așa trebuie să arate o ea de la un an. Este și gestantă. Asta va fi o capră pe cinste, atâtea cât și sora ei, cât prințesa. Dora din ce în ce mai bine are și lapte în uger deja. Mai are 3 zile și fată. Eu zic că nu va făta de data aceasta decât 2. Acum sunt curios dacă va făta tot iede, dacă își va
păstra blazonul. Gina, Gina, de cap frumos are, seamănă pe tatăl ei, pe prinț, la cap și la culoare aproape, măcar dacă prințul era mai închis un pic. Asta e combinația între Dora și prinț. Dați acolo ulger. Avea un ulger imens. După fătare. Cu siguranță va avea 2, pentru că nu este super mare în burtă. Ea ne-a obișnuit cu 3, dar nu este o regulă. Aici avem pe Stella, care deși are o burtă imensă, v-am spus, eu mă mai pronunț, pentru că tot așa a fost și a fătat unul mare, aproape cât alții de o lună. Dar acum va face 2, cu siguranță, cel puțin 2, pentru că este simetrică și într-o parte și în alta. Tui. Mai rar așa burtoase. Tui. Și ea mai are tot 3 zile până fată. Încă nu are atâta lapte în uger, dar are o depunere bună, foarte bună. Are un uger asemănător cu ugerul de vacă, este foarte gros și spre abdomen. Ele se vor vedea mult mai bine după ce vor făta. Le voi tunde la uger. Bucurător că toate sunt gestante. Nu s-a mai întors nicio iadă, după cum v-am spus. Toate montele au fost reușite din prima la Sheik, deși a fost tânăr și nu prea mare pe corp. Dar a fost ap de reproducție. La primăvară să-l vedeți pe Sheik. Pe țap se va transforma. Urechi bune, cap nu super berbecat, dar nu toate anglonubienele sunt berbecate. Sunt diferite linii de anglonubiene. Linia poloneză, linia de SUA, linia cehă, linia sârbească. Sunt mai multe linii. Cati, de exemplu, este mult mai berbecată decât Sheik. Parcă nu este nici 100% anglo. Am spus, dacă mă ajută Dumnezeu, în 2-3 ani să am toate caprele cu capul lui Cati, sunt super mulțumit. Și aia este gestantă cu Sheik. Acum sunt fras de tată, sper să nu fie o problemă. Aici avem pe Miții, ea este cea mai rebelă, cea mai puțin blândă. Acolo, după cum v-am spus, Șuta începe timid să-și urmeze un pic de depunere. Ea fată în 19 decembrie. Posibil să depună mai mult în ultimele zile, ultimele 2-3 zile. Bătrâna, ea are depunere foarte bună. Se poate observa, mai greu de păr, dar are un uger adânc, mare. Cam astea sunt căprițele la momentul actual, la 9 decembrie. După cum v-am spus, Stella cu Dora, în 3 zile sunt fătate, zic eu. Doar dacă mai prelungesc un pic și ele ca Bela. Să vă arat și eduții. Ieri am tăiat porcul
și celălalt este vândut, doar că va veni după el sâmbătă. Vor rămâne doar băluța și băla și cei doi purcei. După cum se vede, băluța s-ar putea să fi prins de data aceasta. Sperăm că au prins amândouă și băluța și băla. Deși pe băla, când am montat-o, era un frig umplit, un vânt. Am cam grăbit un pic cu introducerea sămânței, pentru că nu mai puteam de frig. Am mai aruncat și pe afară ea, dar important e să rămână, pătrundă în ovule câțiva spermatozoizi. Bella plânge după suratele ei. Hai Bella, hai, hai la loc, hai. Hop, 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 hop. Ați aici fugeri la Bella. Țâța este subtă de iezi. Nu văd că s-a obișnuit să sugă doar dintr-o țâță. Să vedeți cam cât este țâța. În comparație cu degetele mele și cu palma mea, asta o voi mulge la purcei. Ieduții sunt acolo, dorm, ceea ce denotă că sunt sătui. Abia reușesc să sugă dintr-o țâță, amândoi. Mă întrebau mulți că dacă mai mulg pe lângă iez, normal că trebuie să mulg. Uitați aici al uger. Știu cât de bine se vede, dar are un uger foarte frumos. Bella. Am văzut o țâță este subtă, una nu. Acum când vor crește ei, nu va fi problemă că oricum o să-i separ. Când vor făta toate, o să-i bag pe alăptare la șgheab. Dar am vrut să vă arat ce înseamnă să ai încredere într-un animal. Pentru că știți bine că la două fătări a avut ugerul, fost cu cea mai puțină lactație, cu cel mai puțin lapte, dar am avut încredere și am ținut-o pentru că este o frumoasă și astfel am o capră top de lapte, iar încă nu este pornită bine pe lapte. Bravo, Bella, bravo! Ieduții sunt sătui, numai dorm. Au aici toate în condițiile. Bella are mâncare de calitate, are cereale. Au pus foarte bine pe mâncare porcii. Și băluța s-a rotunjit foarte bine. Aceea v-am spus, asta mă face să cred că posibil să rămână gestantă. Rămas gestantă. Păcate aici în microfermă, în curte, este foarte mult noroi, de la atâtea ploi. Noi mergem numai cu cizme. Sper să vedem un pic ieduții. Culcați acolo jos. Foarte bine. Sub toată ziua. Hop, băluț, hop, Bella, hop, hop, hop. Bella, mămica este bine. Coada sus, ceea ce denotă sănătate. Ternut un pic și la capre, purcelașii. Deja i-am trecut și pe ei pe lapte de capră de la Bella, surplusul de la iez. Mulg și dau și la purcelaș și la Bella. Gândeam la o
modalitate de a o băga o pe băluța cu băla, dar nu o să o bag pentru că nu va mânca bine de băla și nu voi putea să-i dau și ei lapte cu apă pentru că va bea băla tot. Ei, băla și-a tras foarte bine zătoarele, este înțărcată ca lumea. Căprițele mănâncă cerealele. Ați aici depunerile la Dora și la Stella. Bătrâna de asemenea și Șuta. Aceste patru vor făta în luna aceasta. În 3 zile Dora cu Stella și 19-20 bătrâna cu Șuta. Mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi bună.